Bună seara, bun găsit la Actuale Regional. Astăzi vă invităm la teatru. La Turda se fac investiții majore în instituția de cultură. La finalul lunii iunie, clădirea intră într-un amplu proces de modernizare cu fonduri europene. De asemenea, între 17 și 23 iunie va avea loc a 6-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru la Turda. Despre toate acestea vorbim acum cu invitatul meu, domnul Cătălin Grigoraș, manager al Teatrului Aureliu Manea din Turda. Bună seara și vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bună seara, mă bucur foarte mult că am posibilitatea să fiu la dumneavoastră în emisiune. Pentru început aș vrea să vorbim despre Festivalul Internațional de Teatru, este a 6-a ediție și timp de 7 zile oamenii se vor putea bucura de o sumedenie de evenimente. Ce ați pregătit? Așa este. Inițial festivalul a fost anunțat pentru final de iunie, început de iulie, 24 iunie, 3 iulie, dar suntem nevoiți să-l decalăm, venim cu o săptămână mai devreme și în loc de 10 zile, cum au fost obișnuiți iubitorii teatrului din Turda și nu numai, în loc de 10 zile vor fi doar 7 zile. Va fi o întâlnire intensă, scurtă, dar intensă. Vom avea foarte multe spectacole de stradă, vom mobila spațiile neconvenționale din oraș, cum am făcut în fiecare an. De altfel, întreaga comunitate, întreg orașul Turda se modernizează. Vor fi spații care în anii trecuți ne-au primit, dar în acest an vor fi în reamenajare, remodernizare, să spun așa. Și atunci cumva ne vom limita la ce vom avea, dar cu siguranță Salina Turda ne va găzdui, cu siguranță Curtea Muzeului de Istorie din Turda, pietonala orașului, o parte a intrat deja în modernizare, ne rămâne cealaltă parte, sunt parcurile din oraș, sala mare, sala studio a teatrului, vor fi spații suficiente în care să ne desfășurăm activitatea. Și abia aștept, după 2 ani în care masca a fost pe echipurile noastre, pe echipurile spectatorilor, cu distanțare, iată, cu siguranță, această ediție, sau în această ediție ne vom putea și îmbrățișa, ne vom putea vedea și echipurile la finalul spectacolului și vom aplauda fără mască. Deci putem spune că arta va avea locuri neconvenționale? Arta întotdeauna a fost neconvențională și s-a desfășurat în spații neconvenționale. E un fel de a spune, încercăm să mobilăm fiecare colțișor posibil, după modelul marilor festivaluri, Edinburgh, Avignon, încercăm și în acest colț al țării să transformăm sau să venim cu acea bucurie, efervescență a marilor festivaluri. Și încercăm să facem din toate spațiile convenționale sau neconvenționale locuri în care arta, bucuria, întâlnirea este importantă. La ce număr de participanți vă așteptați, având în vedere că e primul festival după ridicarea restricțiilor? În ultimii 2 ani ați organizat acest festival, însă după regulile impuse la acea vreme de pandemie. Așa este. În 2019 a fost o ediție spectaculoasă unde am avut peste 150 de evenimente în cele 10 zile de festival, după care celelalte două ediții nu ne-au permis să, după cum știm, zborurile spre și din străinătate au fost întrerupte. A fost foarte greu să putem să organizăm o ediție cu invitați din străinătate, deși și în anii trecuți au fost online prezenți. Acest teatru online care, într-un fel sau altul, ne-a salvat sufletele, ne-a salvat mintea timp de 2 ani, că altfel e foarte greu să faci teatru online și să fii și credibil. Ne așteptăm, s-au înscris pentru festival, încă nu am definitivat lista de participanți, avem înscrise peste 150 de companii teatre din România și din străinătate, avem un număr de peste 40
de companii din străinătate care s-au înscris. Cu siguranță nu vom reuși să-i aducem pe toți, dar mare parte dintre ei vor veni la Turda. Sperăm să avem undeva la peste 100 de evenimente în cele 7 zile. Va fi o ediție cu un program încărcat, consistent. Ne-am propus să ieșim în stradă foarte mult, să avem aceste întâlniri cu publicul care la primele 3 ediții au adus o anumită savoare festivalului și bucuria de a fi pe stradă și a te întâlni întâmplător cu anumite personaje în comunitate înseamnă ceva, strânește ceva în acel om din comunitatea respectivă și pentru noi înseamnă plus valoare. Deci va fi o ediție așa cum ar fi trebuit să fie. În ultimii 2 ani. Exact. De unde este publicul? Cine sunt cei care vin? Pentru că nu ne limităm doar la localnici din Turda sau la clujeni. Nu, așa este. Sunt foarte mulți turiști de... Hai să vedem Salina Turda. Aduce enorm de mulți turiști și avem și spectacole în Salină. În fiecare zi a festivalului, cu siguranță, vor fi spectacole, vor fi întâlniri. De peste tot sunt spectatori. Unii chiar aflați întâmplător și cu atât mai mult bucuria este și mai mare. Da, sunt cam de prin toată țara vin spectatori și cu precădere în weekenduri din străinătate sunt foarte mulți. Să sperăm, nu știu, va fi și pentru noi o curiozitate această ediție după aceste, ridicări de restricții, să vedem cum va fi contactul. E adevărat că noi nu am încetat să lucrăm, să repetăm. În toți anii aceștia care au trecut, că deja iată vorbim de ani, noi am repetat non-stop. Din fericire nu am avut probleme în rândul personalului, probleme grave de sănătate și am investit în ultima perioadă în one man show-uri, în one man, one woman show-uri și am încercat cumva să creăm spectacole în puține personaje pentru a nu pune în pericol, eu știu, dacă careva era infectat, să infecteze pe ceilalți și am reușit, păstrând și distanțare, punând masca, am reușit să ajungem astăzi, acum, să vorbim și să fim sănătoși, ceea ce e important. Am vorbit de participanți, am vorbit de public, dar am văzut că aveți nevoie și de voluntari. Unde trebuie să se înscrie, de câți aveți nevoie și ce trebuie să facă cei care vin să facă voluntariat la Festivalul Internațional de Teatru? E adevărat, am demarat încă de la prima ediție un program de voluntariat, îi vedeți pe ecran. Sunt tineri minunați și nu numai din Turda, vin și din împrejurimi și se înscriu. În fiecare an am avut, chiar și în anii trecuți, când au fost restricții, am avut peste 100 de voluntari în cadrul festivalului. Ei participă și ajută absolut la orice este nevoie, începând de la zona de ticketing, de amenajare locații, mergând pe zona tehnică, pe zona de promovare, pe... spațiile indoor, outdoor, absolut în orice este nevoie, acești voluntari participă. Categoric există anumite întâlniri, există anumite discuții, este un coordonator de voluntari care pregătește această echipă și fiecare va fi dus exact în locul în care este foarte bun și poate să dea ce e mai bun pentru a crea o ediție de succes. Cam asta înseamnă. Într-adevăr, este o energie specială care se creează cu această echipă de voluntari, pentru că după câteva zile deja devine o familie. La prima și a doua ediție a fost un pic mai greu, după care s-au reîntors cei care au căpătat experiență și au transmis din experiența lor și din cunoștințele lor și celor care au venit ulterior și încet, încet s-a creat deja o familie. Lucrurile în zona asta funcționează foarte, foarte bine și nu fac niciun fel de griji. E o anume energie locală
să vezi 100 de tineri îmbrăcați într-un anume tricou de o anumită culoare, roșu, vișiniu, asta e culoarea festivalului, umblând pe stradă, se creează și în comunitate o anume energie și lumea dintr-o dată devine curioasă și caută programele, se uită, se interesează, întreabă. Ei sunt foarte fericiți când oamenii îi opresc pe stradă și întreabă de programul festivalului, ei pot să fie de ajutor în sensul ăsta și e o bucurie, e o bucurie acestei familii deja de voluntari. Chiar aș vrea să vă întreb, cum vedeți evoluția festivalului în toți acești ani? Except de ultimii 2 ani, deși trebuie să luăm ce a fost mai bun, ce s-a întâmplat mai bun în acești ultimii 2 ani, pentru că dacă 2019 aveam mari, în 2019 aveam mari speranțe și ne-am pus mari speranțe pentru 2020, lucrurile au luat o întorsătură, nu se aștepta nimeni, dar au fost 2 ani de reflexie, au fost 2 ani în care am fost pe punctul, sau cu toții ne-am gândit ce se întâmplă dacă mâine se închide de totul, dacă nu mai putem să ne întâlnim cu oameni, dacă nu mai putem să repetăm, dacă, de fapt, asta e esența teatrului, întâlnirea. Ne-am întors mai puternici și spun eu că festivalul e de-abia la început, va cunoaște cu siguranță în anii care vor veni, dacă avem liniște și dacă războaiele nu vin peste noi, dacă avem liniște, cu siguranță festivalul va crește exponențial. Sper, nu acum, dar peste 10 ani, să vorbim de o ediție exact ca la Edinburgh sau Avignon, cu peste 2-3.000 de evenimente, cu public, știu, de peste 200-300.000 de spectatori. Cu siguranță se poate întâmpla acest lucru. Orașul încă este în reconstrucție și în momentul în care infrastructura va permite, se vor întâmpla toate aceste lucruri. Și nu doar orașul este într-un amplu proces de modernizare, și Teatrul Național Aureliu Manea intră în renovare, într-o transformare, am putea să-i spunem, după ce se termină acest festival. Ce se va întâmpla mai exact? La ce să ne așteptăm după ce lucrările vor fi gata? Așa este. Teatrul, la finalul lunii iunie, va intra într-un amplu proces de modernizare. A fost un proiect european, administrația locală a fost foarte deschisă și, după cum se vede, a atras foarte multe fonduri la Turda. Teatru va fi, adică se va moderniza prin tehnica, ce se va aduce în teatru, absolut tot ce înseamnă, este o clădire de patrimoniu construită la 1900, tot ce înseamnă, se vor păstra aceste elemente categorice. Clar, categoric, dar spațiile, toate spațiile vor fi transformate pentru a putea oferi, știu, pentru sau poate pentru a putea fi folosite la un înalt nivel pentru ceea ce dorim să facem. Va fi o transformare uriașă. Am văzut proiectele și cu siguranță va fi o bucurie, o mândrie a celor care locuiesc în această comunitate și nu numai să intre, să vină să vadă un spectacol în acest lăcaș de cultură. Este un teatru cu o vechime destul de mare, construit la 1900, știu, echipa din 1948, teatru s-a înființat în 1948, repet, clădirea a fost construită în 1903, la început era un casino muncitoresc, a cunoscut diferite transformări de-a lungul timpului, dar iată că astăzi vine să aducă un plus în cadrul comunității. Așa este. Pe lângă teatru mai sunt castru roman care se modernizează pe fonduri europene, pietronala Turda se modernizează pe fonduri europene, avem teatru de vară din zona centrală a orașului care la fel se modernizează pe fonduri europene. Vor fi o multitudine de spații în care ne vom desfășura și cu siguranță fiecare spațiu va fi, au fost și discuții în acest sens, va fi utilat și mobilat cu tehnică ca să răspundă cerințelor actuale. Cât timp estimați că se va lucra la teatru până când tot proiectul va fi finalizat? La final de 2020
2023, cred că până atunci este finanțarea decembrie 2023, proiectul ar trebui să fie încheiat. Să sperăm că nu vor exista întârzieri, cum depinde și de echipa care va implementa proiectul și, mă rog, și de cei care au făcut proiectarea, să vedem ce se va descoperi real în teren, ce greutăți vor fi. Dar eu voi fi cu siguranță alături și mă voi implica direct pentru a, aduce lucrurile cu brio la final. Se vor mai putea organiza evenimente la teatru, având în vedere că instituția va deveni scena unor lucrări? În teatru nu cred că poate. Poate vom putea face anumite spectacole itinerante prin teatru, dar nu. La acest moment mi-e foarte greu, până nu vor începe efectiv lucrurile, să anticipez. Dar cu siguranță noi în acest an și jumătate vom desfășura foarte multe acțiuni la nivel de comunitate și nu numai. Avem în repertoriu peste 60 de spectacole, 20 de copii, deci vom putea juca nu numai repede, nu numai în comunitate, ci și în turnee, în deplasări. Avem spații în care ne putem adapta anumite spectacole la nivel de comunitate până ne vom reîntoarce în casa noastră. Sau veți continua online-ul care a fost la îndemâna oricui în pandemie? Vom continua, tot timpul am transmis mesaje online. Acum, noi am avut o discuție și înainte de a intra în direct și v-am mărturisit atunci că eu nu cred în teatru online. E un alt fel de a vedea și de a prezenta lucrurile. Teatru se simte pe viu, teatru e în sală, teatru e pe stradă, teatru e, nu știu, în diferite spații în care actorul poate să ia contact direct sau indirect cu spectatorul. Teatru online e altceva. A fost o perioadă în care ne-am salvat sufletele, ca să spun așa, dar e în altă zonă. Eu personal nu cred în teatru online, dar cu siguranță noi vom avea contacte cu publicul online și avem contacte cu publicul online, transmitem tot felul de mesaje. Da. În curând vă pregătiți să intrați pe scenă la O noapte furtunoasă, pentru că anul acesta este anul Caragiale. Sunt 170 de ani de la nașterea lui și 125 de când a plecat dintre noi. Ce aveți pregătit special pentru a-l omagia? Avem în această seară de la ora 19 jucăm O noapte furtunoasă, spectacol care sâmbătă se va deplasa la Târgu Jiu în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Elvira Codeanu, unde se va juca de la ora 19. Mai avem în repertoriu spectacole pregătite special pentru anul Caragiale. Avem Cunul Leonida față cu reacțiunea sau Mofturi după schițele lui Ion Luca Caragiale. De altfel, sper ca în vară sau în toamnă, O noapte furtunoasă, spectacolul O noapte furtunoasă al Teatrului Național Aureliu Manea din Turda, să fie văzut și la TVR, pentru că o echipă de la noastră a venit și a filmat spectacolul și așteptăm cu mare interes să vedem ce a ieșit. Vă mulțumim foarte mult și acum în încheiere, foarte scurt, vă rog să adresați un mesaj publicului care, iată, în curând o să participe la acest Festival Internațional de Teatru. Da, nu uitați, între 17 și 23 iunie 2022 vă așteptăm la Turda. Puteți căuta informații pe teatrulaureliumaneaturda.ro sau pe fitturda.ro. Acolo veți găsi informații despre program, bilete și așa mai departe. Vă așteptăm sau haideți măcar să vedeți spectacole din zona pietonală, toate spectacole din zona pietonală, din zona outdoor vor fi gratuite. Dacă nu prindeți bilete pentru interior, indoor, haideți pentru exterior, va fi o ediție memorabilă. Vă așteptăm la Turda. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste detalii. Vă dorim mult succes și în această seară, că în curând, în 10 minute, intrați pe scenă în fața publicului care v-a lipsit atât de mult. Și cu siguranță și noi vom fi prezenți la Turda când va începe festivalul, pentru că și nouă ne-a lipsit așa interacțiunea și acel vibe stradal animat de actori și de foarte mulți oameni. Încă o dată vă mulțumim foarte mult și vă doresc o seară frumoasă. Și eu vă mulțumesc. Să rămână toate cele bune.
Doamnelor, domnilor, noi ne oprim aici, aveți o seară frumoasă, la revedere!